Bună ziua, dragi colegi, noi ne bucurăm să eu cu Igor mai ales să ne reîntoarcem acasă. Deci noi o să vă citim astăzi niște prilegeri, nu știu cât va fi interesant. În primul rând, poate aș fi vrut să vă întreb ce sunteți după, ce studiați? Sunteți studenți de medicină, politehnică? Poate ridicați mâna cât studenți la medicină sunt. Ok. Și politehnică sunteți facultate de bioinginerie sau? Ok. Bine, deci la noi tema sunt mai mult inclinație medicală. Eu știu, noi încercăm să o facem poate cât mai simplu, să fie mai înțeleasă. Noi toți trei lucrăm în departamentul de chirurgie cardiotoracică vasculară și transplant din Hanovra. Noi cu Igor suntem chirurgi cardiaci. Domnul Resheltica e șeful laboratorului de inginerie tisulară de la noi din departament. Deci o să facem niște prilegeri. Noi cu Igor astăzi pe organe artificiale și transplant și domnul Hiltica mâine o să vă citească prelegeri despre inginerie tisulară. Deci știți că dacă venim noi din departament de chirurgie cardiac și cardiotoracic, că o să vorbim astăzi de inimă artificială, organ artificial, inclinație inimă, transplant, iarăși inimă, plămâni. Deci, încep eu cu prelegerea inimii artificiale. Ne scuzați poate româna noastră, că noi de obicei citim rapoartele în alte limbi. Sper să ne înțelegem. Deci, cunoștințele medicale se dublează fiecare 10 ani. Dar suntem noi mai sănătoși de două ori ca în 10 ani de acum. Cred că nu, deoarece totuși killerul numărul 1 pentru populația globului pământesc sunt patologiile cardiovasculare. Vedeți, mortalitatea din cauza insulturilor, mortalitatea din cauza infarcturilor miocardice. Și am vrut să vă dau un exemplu, un băiat de 17 ani care a făcut o viroză banală care i-a atacat, din păcate, mușchiul inimii și a făcut o miocardită, deci i s-a slăbit într-atâta mușchiul inimii, că practic băiatul era doar băiatul doar era în stare foarte gravă, deci nu se mișca, dormea numai pe șezut, deoarece se nădușa. Și am găsit un articol acum când veneam încoace, când făceam raportul, am găsit un articol despre el, unde el povestește despre el că am petrecut sărbătorile de Paște, Revelion în spital din numărate ori, nu pot să mănânc toate bunătățile gătite, nu pot să ies la petreceri, fotbal cu prieteni n-am mai jucat de mult. Deci tot ce poate să facă un băiat la vârsta lui, sigur că nu mai putea face. Deci care sunt șansele la astfel de pacienți? Altă problemă cu care am vorbit, infarctul miocardic, vedeți o zonă. Și Tudor. N-avem un pointer? Haideți să vă arăt așa. Vedeți cum după ce s-a făcut, s-a stupat un vas, da, la inimă, s-a făcut mușchiul miocard, s-a subțiat mușchiul miocardului. Deci partea asta e moartă, deci nu mai duce nicio funcție. Și din cauza asta, inima se mărește, se dilată și iată cum arată o inimă dilatată, deja care fracția de ejecție e foarte joasă. Și așa cum arată o inimă de donator sănătoasă, care urmează să primească un pacient la transplant de inimă. Deci, sigur,
soluția reală pe care au așa, astfel de pacienți este transplantul de organe. Vedeți că din anii 80 a început să brusc să crească numărul de transplanturi și undeva începutul din 2000 numărul de transplanturi stagnează și el rămâne până ziua de astăzi neschimbat. Care e problema? Problema este problema donatorilor. Și dacă vedeți iarăși în diagrama asta, asta sunt numurile transplante și asta sunt numărul de pacienți care așteaptă pe lista de așteptare. Deci, din an în an, lista de așteptare crește, numărul de transplant nu se schimbă. Deci, majoritatea pacienților mor pe lista de așteptare neprimind organul dorit. Deci, asta a fost o publicație în anii 80 într-o revistă din Marea Britanie. Marea Britanie, vedeți, Heart Transplant Center out of stock. Care ar fi alternative pentru transplantul de organe? Deci, una poate să acceptăm organe de la donatori mai în vârstă. Alta opțiune este living related, deci de la rude la pacienți. Poate Igor o să povestească mai detaliat despre asta. Xenotransplantare, deci transplantarea de la animale la om, organe artificiale sau terapii regenerative, cum ar fi regenerare endogenă, transplant celular, inginerie solară, organe hibride. Deci dacă vorbim despre transplant de animale, porcul ar fi cel mai ideal animal la care anatomia s-ar semăna foarte mult la om. Deci mărimea inimii sau anatomia inimii corespunde plus minus 100% cu cea umană. Însuși, problema e că țesutul porcin conține în el niște antigeni care poate provoca reacții hiperacute la om și care ar distruge imediat organul transplantat. Alte probleme sunt virusii animalieri care pentru animal nu sunt dăunătoare și care ar fi foarte dăunătoare pentru oameni dacă faci astfel de transplanturi. Deci care ar fi o alternativă cea mai reală? Organele artificiale. Deoarece nu toți sunteți medici, am vrut să vă arăt un pic structura inimii. Vedeți, inima practic are împărțită în două părți, partea dreaptă, partea stângă. Partea dreaptă, ventricul drept este un ventricul care pompează sângele în plămâni și el nu trebuie să depună un efort foarte mare pentru asta. Deci presiunea în plămâni este de 10, 20, 30 de milimetri colan de mercur. Partea stângă a inimii trebuie să facă o presiune foarte mare. Deci asta e partea inimii care pompează sângele în tot organismul și trebuie să creez o presiune care o știți normal, 120, da, a coloanei de mercur la om. Deci partea stângă e un mușchi foarte puternic, partea dreaptă e un mușchi obișnuit. Deci care ar fi istoria dezvoltării organelor artificiale? Am vrut să-l menționez aici pe un savant extraordinar, Vladimir Demikhov din Moscova, care a început să lucreze foarte, foarte intensiv în domeniul transplantului de organe, organe artificiale, încă înainte de război. El a fost primul care a pus bazele sau o standardizat metoda de transplantare pentru inimă, pentru plămâni, pentru ficat, pentru rinichi. Interesant, el în anii 50 a scris teza lui de doctorat, care nu a fost acceptată de societatea științifică a Rusiei sau Uniunii Sovietice pe atunci, deoarece i s-a argumentat că noi nu publicăm povești. Însăși compendiul ăsta a fost publicat în America și a avut un manual unical de care se folosesc chirurgi, savanți până în ziua de astăzi. Deci Cristian Barnard, cel care a făcut primul transplant de inimă, a fost la Demikhov în
Moscova, în laborator și a făcut cunoștință cu lucrările lui. Demikov a fost foarte, foarte bine privit în Europa de Vest, în Statele Unite. El a primit nenumărate premii și medalii, dar în Rusia, din păcate, el a decedat undeva în subsol la într-o universitate fără să fie prețuit la nivelul său. Prin ce-i vestit Demikov, am vrut să vă pun fotografia asta. El a făcut transplant de cap, dacă știți, câini ăștia cu doi capi. Deci asta care tot, cred că până acum, nu mai făcut nimeni în lume. Deci un savant foarte, foarte înaintat pentru timpul său și chiar și în timpul de astăzi. Deci care ar fi prima mașină ca inimă artificială? A fost făcută de Dodrill și Dudley, vestită Dudrill Heart Machine, care a fost folosită pentru prima dată la un pacient care a fost operat la inimă. I s-a făcut în anii 50, i s-au reparat două valve la inimă și nu puteau, și inima lui nu funcționa bine după operație, deci i l-a pus pe un bypass temporar extern. Deci cu mașina asta i-a făcut suportul funcției cardiace post-operativ și după asta până bolnavul s-a recuperat. Și asta a fost în principiu prima în istorie folosirea unei mașini artificiale pentru suport cardiovascular. După aceea a fost renumitul savant Gibbon, care a făcut mașină de aparat de circulație extracorporeală, care e o mașină standardă care se folosește astăzi la orice intervenție cardiacă, orice intervenție pe inimă, deci în timpul intervenției pe inimă, inima se oprește și mașina asta preia funcția inimii și pompează sângele în continuu în organismul uman. Datorită acestei mașini au făcut posibil ca operații la inimă să fie astăzi o chestie standard. Prima în istorie folosirea unei pompe paracorporale, iarăși un pacient care nu a fost după operație la inimă, nu se putea ieși de pe aparat circulație extracorporală și a fost pus pe un suport extern ca tratament pentru, se numește, șocul postcardiotomic. Interesant, prima dezvoltare a primei inimii totale artificiale. Deci a fost un savant olandez, el era terapeut, doctorul Kolff, care a dezvoltat, sau spun că a inventat primul aparat de hemodializă, deci aparat rinichi artificial. După asta el a trecut în anii 50, a trecut în Statele Unite, în Cleveland Clinic, unde a început să lucreze activ asupra dezvoltării aparatului mașinii inimă plămâni pentru chirurgia cardiacă. Și după aia, mai târziu, la sfârșitul anilor 60, a devenit șeful departamentului de organe artificiale și de biomedical bioengineering la Universitatea din Utah. Și a fost cel care a lucrat foarte activ în dezvoltarea la Total Artificial Heart. Și un elev de-a lui, doctorul Jarvik, a fost cel care în principiu a perfecționat mașina asta de Total Artificial Heart, vedeți-o, o are în mână, care a fost folosită pentru prima dată în anii 80, în 82, a fost operat un stomatolog care s-a implantat device-ul ăsta și el a supraviețuit 112 zile după implantare. Deci astea sunt, de acum după aceea a devenit foarte activ, popular, dezvoltarea inimilor artificiale totale. Aici vreau să vă arăt un video, un pacient la care s-a implantat prototipul ăsta Syncardia. Deci inima artificială total este bazată pe funcții pneumatică. Vedeți că pacientul tot timpul umblă cu rucsacul ăsta după el. Deci asta e pompa care pompează permanent
sau pune în activitate inima asta artificială. Deci el nu poate umbla, el e legat de rucsacul ăsta. Dar este un preparat foarte modern și după 1300 de zile, pacientul a fost transplantat cu succes și, vedeți aici, după trei s-a eliminat inima asta artificială și s-a pus inima de la un donator. Și asta a fost publicat, deci una din cele mai lungi supraviețuiri cu un total artificial heart, făcut de chirurgi italieni. Deci sunt prototipele de inimă artificială total, deci inimă artificială total e foarte complicat să o faci, deoarece ea trebuie să mimeze, da, funcția inimii stângi și funcția inimii drepte. Și asta trebuie desincronizat, ceea ce în tehnică e foarte, foarte complicat de făcut. Deci asta una din cele mai moderne, este tot un proiect, se numește CARMAT, unde se folosesc materiale cât de posibil biologice pentru a mima iarăși ventricule și valvele din inimă. Și aici nu știu dacă sunteți ingineri, poate o să fie interesant să vedeți video ăsta, cum ar arăta un total artificial heart modern. Asta de iarăși e un proiect care încă e în fază de dezvoltare până când nu a ajuns arena clinică. Dar iată cum arată în principiu pacienți cu total artificial heart, este consolele este pneumatice care susțin funcția inimii, deci bolnavul trebuie să umble cu chestia asta după el. Sigur că e o chestie foarte neplăcută, dar le face mobil, deci nu legați la pat. Mult mai ușor să faci un bypass doar de o parte a inimii. Deci poți bypassezi doar partea stângă sau partea dreaptă. Deci asta ar fi numai o pompă, da, care bypassează și în cele mai des cazuri e afectată partea stângă a inimii, care vă spun mușchi puternic. Și el, dacă nu mai e slab și mai poate pompa, se poate pus un bypass doar pe inima stângă. Și astea sunt, în principiu, cele mai moderne prototipi de inimi artificiale care există astăzi în lume. Și așa cum se face, în principiu, operația asta. Deci, vedeți o pompă centrifugală care se unește la apexul inimii. Și asta e outflow graft. Vedeți, asta e inflow canula, pompa centrifugală. Și outflow graft se unește la aortă. Deci, practic, ea suge, da, sângele din ventricul și îl pompează în aortă. Interesant, fluxul la inima artificială este laminar. Deci, și dacă vedeți, asta e un pulsul de tensiunii arteriale la un pacient obișnuit. Și atât cum e fluxul, da, presiunea arterială la un pacient cu inimă artificială. Deci de obicei dacă pui mâna la puls, pacienții ăștia nu au puls. Deci dacă, Doamne ferește, stă un pacient, că am avut și așa cazuri, pacientul și-a pierdut cunoștința, pun mâna la puls, nu are puls, încep proces de resuscitare, dar el nu are nevoie de resuscitare, deoarece inima artificială lucrează în... Deci nu, ei nu au puls, asta e o chestie deosebită la ei. În ce constă inima artificială? V-am spus, asta e inflow canula, asta e pompa, outflow canula. El are nevoie de o consolă care controlează funcția inimii, da? Și bateriile care îi supply de energie. Deci asta e problema, problema e că linia asta care unește controllerul cu
cu pompa, ea trebuie să iasă transcutan, adică pompa se implantează în cutie toracică și cablul ăsta trebuie să iasă din pacient în... Pentru ce se folosește inima artificială? Se folosește ca punte pentru transplantare, deci pacienți decompensați care stau pe lista de așteptare și ei nu au șansă să-și primească organul, starea lor să înrăutățește, atunci îi se implantează pompa asta și când apare deja organul pentru el transplant, deci se face transplant. Alta este ca destination terapie, adică dacă pacientul este în vârstă sau există careva contraindicații pentru transplant, deci el rămâne cu inima asta artificială până la sfârșitul vieții. Și alta este pacienți la care funcția cardiacă acut se alterează și după implantarea inimi artificiale, îi dai timp ca funcția cardiacă să se reabiliteze. Și asta ar fi, și după asta avem cazuri când după un anumit timp, peste jumătate de an, pot să explantez pompa asta, deoarece inima lui s-a refăcut și și-a preluat funcție cât de cât normală. Pentru a face operația asta se face prin o incizie mare, se implantează pompa, dar deoarece în cadrul, în evoluția acestor device-uri, vedeți că ele din an în an, ele tot se fac, se miniaturizează, se micșorează, deoarece în zilele de astăzi se poate făcut operația asta minimală, vă zic, prin două incizii mici. Asta e programul de inimi artificiale care se fac și la noi în Hanovra. Cu încet am ajuns până la aproape 100 de implantări pe an, ceea ce asta e numărul care se menține până în zilele de astăzi. Bolnavii se reîntorc după ce primesc inima asta artificială, practic se întorc la viață normală. Deci pot, vedeți aici, maraton, bicicletă, ocup cu muzica. Unica problemă care iau, nu se pot scalda. Deci nu pot intra în apă, deoarece au cablul ăsta de ei și au și conectați la cei ce, când te vorbești cu un pacient, spui, uite, ce aș vrea, mi-e dor să mă duc la mare, să mă bag în apă. Asta din păcate, nu pot face. În rest, vedeți și moșnești de 88-89 de ani, având poșeta asta la gât, pot cât de cât duce o viață normală. Care este dezvoltarea pe viitor? Iarăși, cum v-am spus, deci pompele astea se fac tot mai mici și mai mici, ceea ce dă voie de folosit nu numai ca aparat care complet înlocuiește funcția inimii, dar poți să o folosești ca și cu mini-aparate care pur și simplu ajută sau parțial preiau funcția inimii. Și sunt fel de fel de modele, de dezvoltări în ultimii ani. Acum vedeți un model care se implantează doar prin vârful inimii. El poate pompa un litru jumate de sânge pe minut. Vedeți asta cum se face, se bagă prin apexul inimii o canulă și sângele practic se pompează din ventricul deasupra valvei. Dar iarăși sunt niște prototipuri de modele care până când n-au ajuns în clinică. Alt este și așa un prototip care ajută implantare chiar doar endovasculară la astfel de modele. Vedeți aici o mică incizie la piele. Se perforează, se intre prin venă, se perforează septul interatrial și se bagă canula asta natriu prin sept în atriu stâng. Și asta e pompa și outflow canula se unește direct la artera subclavii.
Deci, vă spun, spate de făcut, dar iarăși sunt prototipi care până când încă nu ajuns în clinic. Cea mai mare problemă este, adică de a făcut full implantable. Deci nu fie cablul ăsta care se iasă din pacient. Deci cea mai mare problemă trebuie să ai să implanteze astfel de baterii care să mențină funcția pe mai mult timp. Deci ești, iarăși asta cred că e una din cele mai reale sau cel mai dezvoltări care vor fi în anii următori, când pacientul deja nu o să mai aibă cablul ăsta ieșit din el, dar încărcarea bateriei o să petreacă transcutan. Deci cum știți cum telefonul îl puneți pe masă, pe plaștou ăsta să încarce, fix așa pentru pacient o să fie jachete speciale care l-au îmbrăcat și care cât timp el se mișcă, reîncarcă bateria care e implantată intern. Îmi pare că sunt chiar primele implantări clinice care au fost făcute de astfel tip de prototipuri și este iarăși o tehnologie foarte de viitor. Deci asta ar fi concluziile care ar care din tema asta despre care am vorbit. Aici un video despre un pacient care s-a operat la noi și ne-a trimis un video din concediul lui la schiat. Vedeți iarăși cu torba asta la brâu, s-a urcat pe snowboard în cazul ăsta. Ce s-a întâmplat cu pacientul nostru din care am început raportul, deci el având cetățenie română, a venit la noi și asta i-a dat posibilitatea să implantăm inima artificială și cei ce au dat posibilitatea să întoarcă la viața normală. Deci el acum, în 2011, am făcut la el operația asta. El până acum s-a mutat, trăiește în Germania și lucrează, iarăși duce o viață absolut obișnuită. Unica problemă care are el, trebuie tot timpul să umbli cu geanta asta, de ce ești... El a fost, nu știu dacă cine a prins din voi, a fost destul de vestit în Moldova, că luau interviuri la el la radio, televiziune, a fost publicat reviste. Deci îl numeau băiatul cu inimă în geantă. Eu știu când a venit odată la control, la ecocardiografie, sora îi spune că hai dezbrac-te, lasă geanta și cum să facem asta. Și ăsta se dezbracă, se așează cu geanta. Eu ți-am spus, lasă geanta, pun geanta într-o parte, și nu pot să o las într-o parte, trebuie să o port tot timpul cu mine. Asta e partea negativă a istoriei. Partea pozitivă, că băiatul trăiește și să bucură de viață. Problema e la inimii artificiale, de ce le pot tromboza. Asta e un corp străin care stă în fluxul sanguin a omului și el poate duce la complicații ca tromboembolii sau sângerare, deoarece trebuie să primească anticoagulanți toată viața lor. Deoarece cablul ăsta iese din el infecție, ăsta e un punct de intrare a infecției în organism. Deci poate fi foarte des aparatele astea se infectează. Sau poate să facă, iarăși dacă se bypassează numai partea stângă, dacă partea dreaptă a inimii nu lucrează bine, sau partea dreaptă a inimii rămâne o problemă. Și la urmă, câteva cuvinte, deci bolnavul ăsta, de exemplu, după ce la noi în clinică s-a implantat inima artificială, a doua zi dimineață la vizită, șeful meu întreabă cum te simți, el spune, da, mă simt bine, dar cu inima mea m-aș simți și mai bine. Deoarece vedeți că e legat de toată aparatura asta. Și care ar fi alternativa? Ar fi inginerie tisulară. Inginerie tisulară e o metodă de a crea din țesuturile pacientului să creezi organul care trebuie să fie înlocuit. Despre asta îți vă povestească mai mult domnul Hilfiker mâine în prelegerea lui. Dar de ce s-are nevoie pentru inginerie tisulară? Deci să ai nevoie de celule și de matrice ca să creezi țesutul dat, organul dat. Ca celule sunt foarte multe tipuri de celule care ați auzit și ați citit, cred că care se folosesc. Cel mai potență mare de a se dezvolta în
celulei cardiace sunt celulele stem sau celulele pluripotente sau IPS celule. Ce înseamnă IPS? Celule de celule obișnuite care se ia, se reprogramează genetic, se aruncă în faza predecesorie și din ea se poate în principiu dezvolta, diferenția celulele de care ai tu nevoie, cardiomiociți, hepatocite. Deci e o metodă foarte progresistă și sperăm că, eu știu, în viitor apropiat poate fi folosit, uzat cu succes în inginerie tisulară. Dar care ar fi, pentru a înlocui inima, ai nevoie numai de celulă, dar ai nevoie și de matrice pe care să o pui. Problema e că mușchiul cardiac e un mușchi gros, de aceea el are nevoie și de vascularizare. Totuși, proiect care s-a făcut la noi în laborator, sub conducerea doctorului Hilfica, vedeți că trebuie de crescut nu numai constructul cu celule, dar trebuie de construct și vasele care, aferente care o să aducă suportul sanguin pentru țesut. Noi am încercat să folosim, avut un proiect, să folosim intestin subțire, deoarece știți că omul are 6 metri de intestin, se poate folosi o parte din intestin ca matrice vascularizată. Intestinul e foarte, un organ foarte bine vascularizat. Deci am avut un proiect unde am folosit intestin subțire, unde l-am, vedeți, l-am demucozat, ne-am tăiat mucoasa și l-am implantat în poziție de atriu sau ventricol. Vedeți, am făcut experiment în porc, în porci, și vedeți că peste 3 luni după implantare cum arată mușchiul după 3 luni de implantare. Deci după ce am analizat asta histologic, am văzut că în partea asta de intestin transplantat la porc se văd, am găsit peste o lună celule care sunt cardiomiociți. Peste 6 luni vedeți cardiomiociți, numărul de celule sunt mult mai mari și anume interesant, ele sunt situate în prejurul capilarilor. Vedeți, asta mic, sunt niște capilare. Deci ele se situează în prejurul capilarilor, în prejurul sursei sanguine. Deci noi partea asta de intestin care am implantat-o, am fost unită artera și vena la circulația sistemică a sângele. Da. Și aici vreau să vă arăt un caz clinic pe care l-am avut. Am avut un parc 3 pacienți din ăștia. Vedeți aici o femeie tânără, cred că avea vreo 40 de ani, 4 copii, mici acasă, foarte sănătoasă, nu a fost niciodată bolnavă, brusc, durere în piept. A fost și-a făcut radiografii, după aia computer tomografii, vedeți o tumoare mare a atriului drept, care treci pe ventriculul drept, vedeți tumoarea asta practic ocluzat cu totul atriul drept. Pacienta din Olanda, ea chirurgii din Olanda au operat-o, au deschis-o, au văzut tumoarea, au închis-o înapoi și au spus că merge acasă, mai ai de trăit cred că o lună, savurează ultimele săptămâni, ultimele clipi cu copiii tăi. Asta e, că nu putem face nimic. Cumva soțul ei ne-au găsit pe noi, ne-au contactat și ne-au întrebat dacă am putea să intervenim în cazul ei. Ceea ce am făcut-o și am folosit metoda asta pe care am testat-o pe animale din mai multe ori. Am luat o bucată de intestin de la pacientă și i-am rezectat tumoarea asta complet și am pus peciul ăsta de intestin și am conectat vasele la vasele sanguine a pacientei. Asta, vedeți, bolnava s-a recuperat, recuperarea a fost destul de complicată, dar a stat mai mult timp la noi. Vedeți, asta e ecocardiografie post-operatorie, asta e peretele atriului drept, care practic nu se mișcă deloc după operație, vedeți că stă înflat ca un balon. Dar după 3 luni deja, vedeți, contracții active a atriului drept. Și asta e o reconstrucție tridimensională și practic funcția de ejecție a atriului drept este 25%, care practic este să apropie funcției normale inimii. Iar și pacienta s-a întors acasă,
trăiește, de acum este la noi evidență, vine odată an la noi la control, sunt lucruri de viață, sunt lucruri de copii ei. Și asta sunt aportul care l-am făcut noi prin, mă rog, în știință, făcând știință în inginerie solară. Mulțumesc frumos pentru atenție! Nu știu, dacă aveți întrebări sau poate facem următorul raport și la urmă facem mai întrebări? Bine întrebări. Bine, mai bine întrebări. Mai bine întrebări. Haideți, dacă aveți întrebări. Vă mai degrați un pic cu... Da, poftim. Mulțumesc frumos pentru prezentație. Vă întreb în limba engleză, bine? Poftim. So, you mentioned your vascularized cardiac patch. After implantation, you showed that there are some like cardiomyocytes there. But did you actually observe some sort of beating and like... like the whole tissue beating, or it was just separated cells that were beating separately? Well, we did this experiment in animals for replacing the right atrium and the right ventricle. You can't put this contracting patch on the right, on the left ventricle because it's too weak for the left side. So it could happen. You don't, but I've shown you the last, what we found is cardiomyocytes in porcine model, but also I showed you this patient at the end, you saw the difference of the, how this neo atrium was beating immediately after operation, and after 3 months, we see a contraction of the muscle. But it's very difficult to analyze the because it's in vivo remodeling. You attach it to the right atrium of the patient. Yes. So there was still the part of the patient there, right? Mm-hmm. Well, but not so much. It was almost all right atrium was removed. Was there any sort of control where you implanted, let's say, just bare scaffolding material, or this was a scaffold material. This was not a receded tissue because we took just a small ball of the patient, we took out the mucosa, and we put it on the atrial side. Yeah. So it is like in endogenous regeneration of the tissue. Do you have any hypothesis where the cells come from? If function is increased. It's difficult to say, but what we found, these cells I showed you in the slide, these cells are situated around the capillaries. Mm-hmm. So I think they come with the blood. So I don't think it's because we still have a muscular part of the intestine inside. I don't think it's the muscular cells of the intestine just turn over into the cardiomyocytes, no. But they were not decellularized, right? No. Well, you would need to decellularize them if you use them allogenic or xenogenic. Yeah. But this was autologous, so it was autologous intestine from the patient. Da, spate, mai vreți? Da, da. Ia spus, dar ați luat din intestin. Și la transplantul ați demucozat. Da. Dar oricum mucoasa doar e contaminată. Deci noi am deschis intestinul, am prelucrat cu substanțe antiseptice, l-am spălat cu concentrații înalte de antibiotici și după aceea l-am transplantat. Noi avem un protocol pus care l-am pus pe animale. Am înțeles. Mai aveți întrebări? Igor, n-am încotro trebuie să... Bine. Dacă Sergiu v-a povestit, sau profesorul Ciobotaru v-a povestit despre, ca să zic așa, partea tehnică într-o patologie și în special patologia cardiacă, eu am să încerc să vă povestesc despre o parte un pic mai medicală și, în special, partea medicală ce ține de bolile terminale a plămânului și terapia
terapia care la momentul actual se socoate o terapie modernă pentru a trata pacienți cu boli terminale a plămânilor. Orice boală pulmonară, ca să zic așa, are câteva stadii, stadiul în care există, nu există nicio clinică, stadiul în care un pacient se poate trata cu anumite medicamente și un stadiu final în care niciun fel de tratament nu mai ajută, pacienții de obicei ajung într-o dependență de oxigen sau dependență de un aparat și la un moment dat nimic în afară decât un transplant pulmonar nu le poate nici îmbunătăți supraviețuirea și nici calitatea vieții. Deci transplantul pulmonar este ca și el nu numai o operație, dar și un tratament care îmbunătățește supraviețuirea și calitatea vieții în pacienți. Deci un pic de istoric, primul transplant sau primul un început a transplantului pulmonar se socoate în 1963, când James Hardy a încercat să facă primul transplant într-un pacient condamnat la moarte și ca alternativă i s-a oferit posibilitatea, având cancer pulmonar, i s-a oferit posibilitatea să fie transplantat, care el evident a acceptat-o, dar din păcate după o operație reușită pacientul a murit din cauza insuficienței renale după 18 zile și de aia nu se socoate ca tehnic performant, adică ca performanță tehnică a fost efectuat în anul 63, dar ca eficiența a procesului de transplant nu prea a funcționat. Și câțiva ani mai târziu, profesor Denton Cooley din Houston a încercat să transplanteze un bloc inima și plămânul, care la fel nu s-a soldat de succes. Primul transplant reușit în lume a fost efectuat de profesor de Rom din Belgia, care cu succes a transplantat un plămân și pacientul a supraviețuit 10 luni și cauza supraviețuirii practic n-a ținut mai mult de partea tehnică a operației, ci de imunosupresie, care la momentul dat adică nu era atât de performantă ca în perioada noastră. După aia, după dezvoltarea tehnică, adică performanța tehnică a crescut încercând, dar așa că în anii 80 grupul din Stanford a transplantat cu succes primul pacient, adică 3 pacienți cu complexul inimă și plămâni, dintre care 2 au supraviețuit perioada îndelungată, unul a murit și grupul din Toronto, din Canada, au fost începătorii care au transplantat cu succes plămâni. Și după cum vedeți, și unii și alții au avut succes pe scară largă după anii 80 și asta nu este dintr-o anumită cauză, nu este întâmplător, dar dintr-o anumită cauză că în anul 1972 în Elveția profesor Borel a descoperit ciclosporina, care este un preparat care induce o imunosupresie foarte puternică și după câteva studii clinice care au avut loc în lumea, în pacienți cu transplant renal, ciclosporina a fost introdusă pe larg în toate programele de transplant, ceea ce a dus la o explozie a numărului de transplant, nu numai pulmonar, dar și hepatic. Și așa că anii 80 socot practic anul începutului, anii sau deceniul începutului transplantului pulmonar în masă. Și la noi în clinică, în Hanovra, programul de transplant pulmonar a început la mijlocul anilor 80. Profesorul nostru, șeful nostru actual, a fost primul care a făcut în Germania transplantul pulmonar și în clinica noastră. Aici vedeți un pacient care vindea la piață, era un anticariat, vânzător de lucruri anticariate, care era și din același stat cu profesorul nostru. Practic a fost transplantat de plămâni și până la urmă cu succes. Deci, ca să înțelegeți, transplantul este un proces, da? Procesul începe practic cu alegerea donatorului. Și ca să vedeți
bun, datele sunt din 2014, dar din păcate datele s-au și înrăutățit. Vedeți că numărul de donatori din toate țările europene diferă. Și, de exemplu, Germania, la momentul actual, chiar și la momentul actual, cu 9,2 donatori pe un milion de populație, se află pe ultimul loc. Cu toate că există țări în comunitatea europeană, ca Spania, Croația, la momentul actual, este pe locul întâi, cu 44 de donatori pe milion de pacienți, de populație, deține locul întâi. Totul diferă de implicarea societății și de legislație. De aia, să știți, fiecare din voi, tânăr, bătrân, indiferent, are în viață posibilitatea să decidă să doneze sau să nu doneze. Și sistemul ăsta, adică decizia dată, să ia în diferite țări diferit. Unii pacienți, adică în unele țări, există posibilitatea de opt in, adică socoate după ce un pacient a decedat cerebral, da, cu moarte cerebrală, aparținătorii hotărăsc pentru el dacă să fie donator, acceptă donarea de organe sau nu. În țările astea, de exemplu în Germania, numărul de donatori e foarte mic. Există posibilitatea fiecăruia din voi să vă hotărâți pentru sau contra donare, să luați decizia asta grea de pe umerii rudilor, părinților, surorilor, fraților. E o întrebare foarte delicată, dar știți, o luați dumneavoastră și hotărâți în timpul vieții dacă doriți să fiți donatori sau nu și dacă nu doriți, pur și simplu vă introduceți într-un registru ca nedoritori să fiți donatori. Dar, în momentul în care Doamne ferește ajunge la întrebarea aceasta, practic scoateți toată decizia sau durerea deciziei sau exact în perioada în care este foarte greu, o scoateți de pe umerii înconjurători sau persoanelor care vă înconjoară sau care v-au fost dragi. De aia, în țările ca Croația, Spania, Ungaria, Austria, există potențialul de asta opt-off, adică trebuie să deciți dacă vrei să fii scos din programul de donare și atunci în țările astea foarte mulți decid în timpul vieții și numărul de donatori este mult mai mare. Bine. În afară de problemele de donare, mai există și probleme sociale care câteodată duc în unele țări la scăderea numărul de donatori și asta vedeți, de exemplu, o curbă care arată câți donatori au fost în Germania până în anul 2015 și au fost perioade, ani buni, ani răi și, din păcate, după anul 2013, după un scandal mediatic, încrederea populației în sistemul de transplant a scăzut atât de tare că numărul de donatori a scăzut și mai departe. Și vedeți și numărul de transplante, adică de recoltări de organe a scăzut dramatic. Nicătând la asta, dacă vedeți numărul de transplanturi pulmonare care s-au efectuat în Germania a rămas constant. Care este cauza principală a donării? Să nu credeți traumatismele, sunt accidentele vasculare cerebrale, adică sângerarea spontană intracraniană. Da? Și astea sunt practic 60% din toți donatorii nevrând cândva, adică secția, adică sângerează intracerebral și ajung în secția din neurochirurgie din cauza decesului creierului, practic nu mai ai posibilitatea să recuperezi conștiința și atunci apare întrebarea dacă să fii donator și nu. În momentul, și atunci vedeți că practic traumatismele sau accidentele, cum se socoate că sunt în marea majoritate a persoanelor, socot că accidentele sunt numărul 1, sunt sub 5% din cauza morții. Încă, practic, un program de transplant este 24 din 24, da? Și totul depinde de când se
decide să se iau, să preleveze organul într-o anumită instituție medicală și, cum vedeți, marea majoritate a organelor se prelevează după programul de lucru în spitale, da? Ajunge între ora 2-16 și transplanturile, toate operațiile, după aia recoltarea se face, după cum vedeți, în jurul orei 6, da? Și transplanturile merg după aia mai târziu. De aia jobul ăsta de transplant este practic în noapte, din seară în noapte. Dacă vă uitați pe diagramul ăsta, profilul donatorilor s-a schimbat din anii, adică pe parcursul dezvoltării programelor de transplant în toată lumea și cu creșterea experienței în transplantare, dar și prin evoluția vârsta îmbătrânirea societăților în Europa și vârsta donatorilor, vedeți că începe să scadă. Donatorii tineri care erau înainte, adică grupa dintre 20-50 de ani care era înainte grupa de bază, acum începe încet cu încetul să scadă și grupa de pacienților mai mari de 65 de ani a crescut dacă era de la 20 undeva la 35%, la momentul actual pacienții ăștia sunt exact mai departe în creștere. Programul nostru de transplant pulmonar este unul din cel mai mari din lume. Noi facem, adică constant după anii 2010, peste 100 de transplanturi pe an. Mai departe suntem, ca să zic așa, dacă comparăm cu toate 15 centri care există în Hanovra, în Germania facem undeva 40-50% din toate transplanturile din Germania și ca să vă explic sau să vedeți, întotdeauna compar slide-ul ăsta cu pozele de pe pachetele de țigări. Da? Există poze mai interesante, dar ăsta e, de exemplu, un pacient care toată viața a fumat. Da? Toată viața a fumat și la un moment dat țesutul parenchimul unui plămân care are o anumită structură, da? Se deteriorează și apar tot felul de schimbări în parenchim. Ăsta sunt bule, e doar o membrană, da? O membrană ca o celofană. Dacă îi faci o gaură, ea cade, ca un balon. Și atunci tot parenchimul plămânului normal se transformă într-o bulă sau mai multe bule, da, care practic se umflă ca un balon, dar nu au absolut nicio funcție. Și atunci nimic altceva decât un transplant nu salvează pacienții ăștia. Indicația pentru transplant sunt diferite. În mare majoritate, adică 60% din toți pacienții sunt cu boli obstructive, astea sunt bolile astea de post-fumat, există câteva patologii congenitale care duc la aceeași dezvoltare a parenchimului pulmonar, dar în mare majoritate sunt tabagiștii. Există pacienți care au un fel de ciroză pulmonară, exact cum e ciroza hepatică, e o transformare a țesutului normal în țesut fibrotic, fix așa e ciroza pulmonară, se transformă țesutul parenchimatos a plămânului într-un țesut fibros și atunci apare fibroza pulmonară care și ea e pe al doilea loc după indicație. Există o boală congenitală care este din cauza unei schimbări într-un gen sau în mai multe genuri, de fapt, care duce la dezvoltarea așa numitei boli fibroza cistică. Este o deficiență în ciclu de captare a serotoninei, nu serotoninei, dar a sulfului, care duce la creșterea viscozității mucusului în toate glandele și organele omului. Și atunci, de exemplu, secretul bronșic, care la un om normal are o anumită viscozitate și care orice om poate să o expectoreze,
da? Sau se scuipe, sau practic blochează la început bronhiile distale, adică foarte îndepărtate, și aerul intră și nu poate ieși din cauza obstrucției. Fix așa se obstruează glandele, de exemplu pancreasul, sucul pancreatic nu mai poate ieși, bila nu mai poate ieși, și atunci pacienții ăștia dezvoltă cu o anumită predicție sau o boală pulmonară sau o boală hepatică sau ambele împreună. Și atunci necesită ori un transplant pulmonar, ori un transplant hepatic sau transplant pulmonar și hepatic în același timp. Bun, și toate celelalte sunt niște boli mai rare, cu indicații foarte rare, dar și ele constituie. De exemplu, asta este o pacientă cu fibroză cistică, care v-am spus, care din cauza secrețiilor care rămân, dezvoltă pneumonie, au necesită combinații de antibiotice toată durata și dacă în trecut pacienții ăștia nu supraviețuiau vârsta de 10-15 ani din cauza infecțiilor cronice și pneumoniilor cronice, cândva nu mai supraviețuiesc situația. La momentul actual avem pacienți dintre ăștia care ajung la vârsta de 40 din cauza dezvoltării antibioticelor, antibiogramelor, sistemului de tratament cu antibiotic complex și atunci ajung și până la o vârstă mai înaintată în care pot fi transplantați. Asta e un pacient tot de 18 ani, dacă vedeți, dar care a fost transplantat pentru fibroza cistică și 5 luni, cum vedeți aici, 5 luni înainte de transplant a fost numai pe antibiotic. Cum îi scotea antibioticele, cum făcea febră, cum făcea pneumonie și practic n-are nicio șansă. Bine, pentru a pune un pacient sau pentru a califica un pacient pentru transplant este nevoie de o anumită patologie, clar, dar nu numai patologia în sine este prerogativa numărul 1 pentru a pune, sau nu prerogativa, dar criteriul numărul 1 pentru a pune un pacient pe listă. Fiecare pacient care ajunge să fie candidat de transplant trebuie să aibă careva să adică să aibă careva criterii pe care să le îndeplinească și evident înainte de a pune un pacient pe adică timpul de inclus pacientul pe lista de transplant este foarte critic pentru deoarece fiecare procedură de transplantare care va riscuri, dar și boala sa progresează într-un anumit mod și trebuie să găsești timpul optim în care pacientul nu beneficiază, adică ar beneficia de un transplant la maximum, dar să ajungă până la perioada de transplant așteptând pe lista de transplant. În momentul în care dacă duci perioada de așteptare, dacă duci timpul de punere pe listă spre înrăutățirea bolii, pacienții ăștia de obicei nu ajung la transplant. Dacă transplantezi pacientul prea devreme, complicațiile care ajung după transplant și supraviețuirea după transplant, practic o reduci din cauza că orice pacient după transplant își are complicațiile lor. Bun, un pic mai detaliat graficul cu indicațiile pentru transplant. Cum v-am spus, marea majoritate a pacienților sunt cu enfizem pulmonar, astea cu bule și cu tot felul de schimbări obstructive, pacienții cu fibroză cistică și pacienții cu fibroză cu ciroză pulmonară sunt practic grosul indicațiilor. Există transplanturi pentru transplantului a ambilor plămâni. Există însă și posibilitatea transplantului unui singur plămân și în unii pacienți care au riscurile mai mari pentru operații, și astea sunt de obicei pacienții cu fibroza pulmonară, care sunt și mai în vârstă, transplantul unui singur plămân practic duce la aceleași rezultate de lungă durată ca în alt pacient. Există evident și contraindicații în pacienți pentru transplant, pacienții în vârsta biologică mai mare decât 65 de ani, da? Adică există pacienți de 65 de ani care sportivi, nu fumează, compleanți la tratament, cu
cu dorință de a trăi, de a face ceva, cu toate că boala este foarte, foarte progresată, dar există și pacienți de 50 de ani care sunt la un moment dat atât de pasivi sau atât de incompleanți în tratament, încât necătând la boala avansată și poate chiar cu indicații de transplant, dar din cauza unor anumite puncte, de exemplu, ca compleanță, ca probleme psihice sau, de exemplu, unii fumează cu toate că au o boală severă deja cu indicații de transplant, acești pacienți nu-i poți, n-ai voie să-i transplantezi, deoarece fiecare chirurg care transplantează are obligația față de pacient, evident, să-l transplanteze, dar are obligația și față de donator. Și atunci el este obligat să ofere organul unui pacient care ar beneficia cel mai mult de organul dat. Dacă avem doi pacienți care așteaptă pe lista de transplant, da? Și au probabilitatea de supraviețuire mai diferită sau au riscuri diferite, tu ca chirurg ești obligat să transplantezi acelui pacient care are rata de supraviețuire sau așteptarea de supraviețuire mai mare, da? După transplant. Bun. Pacienții, de exemplu, cu cancer, la fel nu poți transplanta, deoarece în momentul în care transplantezi, fiecare transplantat e obligat să ia tratament imunosupresor, imunitatea scade și cancerul explodează. Pacienții, dacă transplantează un pacient cu cancer, ei de obicei nu supraviețuiesc de 3 luni, 3-6 luni maximal. Și de aia, adică nu are sens să pierzi un organ implantat la un pacient cu cancer. Bun, și următoarea contraindicație, de exemplu, poate să fie că transplantul se efectuează în pacienți care practic au izolat o boală a unui sistem de organe. Da? Adică transplantul de ficat se face la pacienții cu boală de ficat și în rest toate alte sisteme să fie sănătoase, ca să poată supraviețui operația dată. Dacă transplantezi un pacient care are insuficiență renală, care are insuficiență pulmonară, insuficiență cardiacă și îi trebuie transplant de rinichi, el nu supraviețuiește. Chirurgical supraviețuiește, totul reușește, dar nu supraviețuiește postoperator din cauza că suma tuturor bolilor e prea mare, prea complicată pentru boală, pentru procedura dată. Bine, investigații, adică e un număr de aproximativ 18-22 de investigații pe care le treci fiecare pacient înainte de a fi pus pe lista de transplant. Durează în jur de jumătate de an să le efectuezi pe toate și numai după ce le-ai efectuat pe toate să unești un consiliu care sunt 5 persoane și hotărăsc, discută fiecare pacient și hotărăsc dacă compleanță, toate indicațiile, toate investigațiile corespund criteriilor actuale de tratament. Operația și ea s-a schimbat cu timpul, adică dacă înainte transplantul pulmonar se făcea prin toracotomie bilaterală, da? Adică tai printre două coaste, tai sternul, da? Și desfaci practic tot toracele. În ziua de azi transplantul se face numai în clinicile de performanță, se face numai de rutină, se face numai prin toracotomie, adică prin incizii bilaterale, desfac coastele și faci mai întâi transplantul la un plămân, după aia se ventilează plămânul transplantat și faci transplantul pe alt plămân. Bun, asta e setting-ul unui transplant, cum v-am spus. Asta e, de exemplu, un plămân și cum vedeți, practic, sunt bulile astea, da, prin care te privezi. Dacă îl ții la soare, poți să vezi prin el, da, și atât cât așa un plămân funcționează, încă omul trăiește, după care face o infecție și din cauza cantității foarte mici de celule care aerează. Stați să vedem acum, să vă arăt un film. Da, asta de exemplu, ăsta e un transplant. Da, plămânul
se bagă în cutie toracică și aici se vede deja, ăsta este tubul de intubație, da? Ăsta este bronhul, da? Calea aeriană, ca să zic așa, și calea aeriană se coase prima, ca prima. Da? Sunt, din punct de vedere tehnic, e o operație foarte clară. Da? Se coasă cu fire care nu se resorb, adică în cazul bronhului, de exemplu, se folosesc fire care se resorb, da? Se absorb în timp, după 6 luni. Și partea, există traheea, da? Sau bronhul principal pe partea stângă, are, aici vedeți inima, inima nu se oprește, nu se pune nici circulație extracorporeală, totul se face cum ar fi pe inimă, cu inima bătândă. Și partea posterioară, adică din spate, care este ca o membrană, se coasă, surge continuu, și partea anterioară a traheei se coasă cu fire separate. Asta deja e artera pulmonară, vasul care duce sângele care nu are oxigen în el, îl duce în plămân, da? Și după ce sângele se oxigenează în plămân, se iese prin venele pulmonare, da? Două vene pulmonare care sunt jos, aici legate, cum le vedeți, cu șnururi, da? Astea negre sunt venele pulmonare, două bucăți, care se conectează la manșeta cardiacă a venelor pulmonare. Aici se vede că s-a tăiat din inimă în timpul prelevării, se taie o porțiune din atriu stâng și se coasă practic atriu stâng la atriu stâng a recipientului. Da? Și asta e o operație care, adică se coasă cu fire. Și vedeți, tehnica de coasere este un pic specială din cauza țesutului foarte neted din cavitățile inimii. Se încearcă să coase așa ca să îi verseze și să nu intre grăsime sau țesut muscular în fluxul cardiac, ca să nu embolizeze în perioada post-transplant. Bine, și după ce s-au efectuat toate anastomozele, practic se declampează, adică artera și vena, și vedeți, controlează hemostaza, dacă anastomozele vasculare sunt etanșe, și plămânul se începe a ventila. Vedeți, astea sunt zone care deocamdată nu sunt ventilate, astea sunt ventilate, și încet cu încetul plămânul se expansionează, da? Și deja după o jumătate de oră, practic poți clampa artera pe partea cealaltă și poți, funcția pulmonară este absolut suficient pentru a transplanta plămânul pe partea cealaltă. Da? Bine. Bun. Cum v-am spus, și imunosupresia care s-a folosit în anii incipienți n-a dus la efectele benefice pe care le-am fi așteptat. În anii 80 a fost explozia aia și în anii 90 s-au dezvoltat câteva medicamente noi, de exemplu ca tacrolimusul, ca sirolimusul, care au și ele au adus un beneficiu, dar toate medicamentele astea au efecte toxice asupra organismului. Fiecare din ele își are, ca să zic așa, afinitatea sa asupra cărorva sisteme, da? Și după o perioadă anumită de tratament cu medicamente dintre astea, unul sau alt sistem își modifică și își înrăutățește funcția. De aia și transplantul, cu toate că din punct de vedere chirurgical are o mortalitate foarte mică la momentul actual, da? Adică un pacient care se transplantează are probabilitatea să nu supraviețuiască operația, adică să moară în primii 90 de zile, undeva sub, la momentul actual e sub 5%. Da? Ca să aveți un reper, o boală cardiacă, de exemplu, se pui bypass-uri pe inimă, da? Se pui, adică operația de rutină care se face în chirurgia cardiacă, de exemplu, are mortalitatea în jur de 2%.
Adică nu e, și asta e o operație pe care se face de mult mai, adică și mult mai des și mult mai simplu decât un transplant. Dar, după cum vedeți, transplantul nu este o operație care omoară un pacient, dar în evoluția post-transplant, din cauza imunosupresiei, practic fiecare pacient, din păcate, are o tendință spre infaust. Și supraviețuirea, cum vedeți, la 5 ani e undeva de 60-65% în clinicile foarte bune și supraviețuirea la 10 ani în jur de 45-50%. E mic, chiar în comparație cu transplantul a altor organe, dar să vă dați seama, pacienții care nu sunt transplantați cu patologie gravă au supraviețuirea în momentul în care sunt puși pe lista de transplant, au probabilitatea să supraviețuiască la un an de 20%. Adică se merită efortul și se merită toată procedura, luând în considerație că totuși pacienții au și riscuri. Bun, cauza cea mai importantă de moarte post-transplant sunt infecțiile, care și ele sunt datorate imunosupresiei. Da? Cât ești mai imunosupresat, ca și la SIDA. Imunosupresia joasă, ei nu mor de SIDA, dar mor de o infecție care îi omoară, o răceală banală duce sau la deteriorarea funcției pulmonare, da? Sau la, dacă nu la moarte, duc la scăderea pe-a-pe, adică încetul cu încetul, a funcției. Și dacă trăiești mai mulți ani, adică orice infecție poate să-ți micșoreze din ce în ce mai tare funcția pulmonară. Bine, cu toate astea, există studii care dovedesc, adică noi am efectuat un studiu în clinica noastră și am întrebat dacă v-ați mai decide odată să fiți transplantați, toți pacienții transplantați, am întrebat dacă v-ați mai decide încă o dată să treceți prin tot ce ați făcut încă o dată. Și cu toate că ați văzut, adică v-am relatat tot ce se poate implanta după transplant, operația în sine, marea majoritate a pacienților s-ar hotărâ încă o dată pentru transplant. Bun, problemele pulmonare sunt clare și acum există posibilitatea, cum v-a zis și profesorul Ciubotaru, numărul de inimi sau numărul de organe care sunt la dispoziție este micșorat, adică adică în Germania este în scădere și de aia, dar există și probleme care țin de pacienți. Unii pacienți, de exemplu, se deteriorează clinic brusc și cu toate că toate alte organe sunt bune. Atunci, noi, din punctul nostru, am avea nevoie de un aparat care să preia funcția pulmonară pe perioada anumită ca să putem pune pacientul pe lista de transplant și să așteptăm un organ. Și în ultimul deceniu s-a dezvoltat așa numitul aparat ECMO. Asta e aparatul de circulație extracorporeală, da? Adică este o mașină, o pompă care preia sângele dintr-un vas care are sânge fără oxigen, îl duce într-un oxigenator, într-o membrană specială, într-un aparat care are o membrană. Membrana aia e atât de permeabilă încât dacă sufli oxigen în membrană, în membrana asta, sângele care se află pe partea cealaltă de membrană, oxigenul difundează în sânge și atunci altă canulă care este implantată într-o arteră, practic te asigură cu cantitatea de oxigen necesară. Bun, asta am vrut să vă spun că aparatul ăsta se folosește pentru pacienții cu diferite insuficiențe de organe,
trebuie folosit în centre specializate și în clinica noastră se folosește ca o punte spre a fi transplantat. Numărul de folosiri a aparatului ăsta de când s-a dezvoltat și de când sau filtrele astea, oxigenatoarele astea, membranele astea, adică aparatul ăsta care oxigenează sângele, a devenit atât de performant încât a explodat numărul de utilizări a aparatului ăsta. Asta este un oxigenator despre care v-am vorbit, da? Care, practic, ăsta este oxigenatorul propriu-zis, ăsta este o pompiță, da? Care prin activare electromecanică aici, da? Fixat într-un mecanism magnetic, practic îți preia, îți suge sângele din venă, îl trimite într-un oxigenator, prin filtrul ăsta suflă oxigen în membrană și îți trimite sângele ăsta în corp înapoi. De exemplu, asta a fost o pacientă de 33 de ani care a decompensat cardiac din cauza unei boli pulmonare și i-am pus aparatul ăsta, ECMO, da? Vedeți, asta e canula venoasă care preia sânge, îl trimite înspre ECMO și de aici, prin canula arterială, trimite sângele înapoi. Și pacienții ăștia nu trebuie să-i intubezi, ei stau treji, au posibilitatea să facă absolut totul, da? Nu se pot mobiliza așa de ușor din cauza canulilor care sunt în picior, dar pacienta a fost cu succes transplantată și a plecat acasă după 22 de zile. Asta, de exemplu, este un alt pacient care, cum v-am spus, uitați, astea sunt canulele date, da? Asta e o arteră arterială, asta e o canulă arterială, asta e venoasă și aici este o mică canulă care este inserată în arteră ca să perfuzeze piciorul care se află în, da, tot în pe aparatul ECMO. Și asta este alt pacient, bun, e un alt sistem de canulare, este numai venos, da? Adică este o canulă groasă într-un vas la gât, prin care se preia și, adică se preia și se trimite sângele. Adică e o singură canulă care are două lumenuri și un lumen preia sângele și altul prin alte două găurele trimite sângele în organism. Și așa pacienții pot ajunge și ei până la transplant. Bun, asta e experiența noastră. Și dacă primele ECMO în anii 90 arătau ca o, nici nu știu ca să zic, ca o bucătărie întreagă, în ziua de azi aparatele ECMO sunt aparate portative, da? Ceea ce permite folosirea lor pentru transportul pacientului. Da? Tu pleci, de exemplu, te sună undeva, spune că avem un pacient care îi decompensează sau e decompensat, e intubat, e pe moarte. Te-ai urcat în helicopter, ai luat aparatul cu tine, ai luat ceva canule cu tine, ai canulat tot, l-ai extubat și tot cu helicopterul îl aduci la tine în clinica unde care este specializată pentru tratamentul astfel de pacienți. Sau încerci să-i transformi o punte spre recuperare, că există, de exemplu, patologii, o viroză obișnuită poate să-ți deterioreze într-un hal plămânul în care, practic, să fii intubat și să nu mai poți fi extubat. Dacă deescalezi, practic, ventilarea, adică încerci să nu omori un plămân prin ventilare foarte agresivă, atunci îl pui pe ECMO, degajezi practic tot sistemul pulmonar și ei peste o săptămână recuperează ca și oricare pacient sau oricare persoană care are o viroză. Viroza de obicei ține cât timp? 7 zile. Și în situațiile cele mai proaste, 14. Da? Să presupunem așa. Dar există pacienți care, de exemplu, sunt într-o fază foarte proastă imunologică, da? Ai o viroză și te omoară. În cazurile astea, pur și simplu pleci cu helicopterul, pus ECMO, l-ai adus în clinica specializată și aștepți până când plămânul recuperează. În momentul în care ai recuperat, i-ai scos canulele și pacientul pleacă acasă. Da, există și dacă astea sunt componentele ECMO-ului de transport, dar există și cazuri în care, de exemplu, pacienții cu boli grave pulmonare care nu mai au nicio șansă de șansă de supraviețuire pot fi transportați în clinici specializate de transplant. De exemplu, ăsta este un copil pe
care l-am transplantat noi și vedeți că nu mai există, de obicei aici este negru, da? Ca o radiografie obișnuită, practic pacientul ăsta, copilul ăsta a avut o boală pulmonară care a sângerat în absolut tot parenchimul și dacă vedeți aici pe radiografie, asta e canula asta care v-am spus eu, care se pune într-un vas și numai prin canula asta, practic, a fost circulat sângele cu oxigen. Și asta e poza, de exemplu, după transplant, da, cu plămâni absolut normal. Cum se numește, petele astea albe nu sunt niște clipuri speciale pe care le pui pe vasele în jurul hilului pulmonar ca să nu sângereze. Este ceva normal. Bun, și asta, de exemplu, o poză pacientului care ne-a trimis din Londra. Copilul ăsta a fost transportat din Londra la Hanovra pentru a fi transplantat, deoarece în Marea Britanie nu există program de transplant de copii. Bine, asta e, de exemplu, alt pacient, alt copil care a fost transplantat, vedeți, are o boală, de fapt, cardiacă, care o boală pulmonară, dar care duce la mărirea extremă a inimii, da? Și dacă îi faci transplant pulmonar, practic inima încet cu încetul se micșorează. Și asta e un pacient, de exemplu, care a decompensat într-o fază de virală, a decompensat și, după cum vedeți, a făcut pneumonie pe o parte, a făcut pneumonie pe altă parte și la un moment dat, vedeți, aici este o canulă, a trebuit să-i punem ECMO ca să îl punem pe lista de transplant și să-l transplantăm, ceea ce am și făcut. Asta se vede deja copilul după transplant și ăsta e copilul în secția de normală înainte de externare. Bine, care e problema actuală în transplant în general? Din toți plămânii care ar fi putut fi recuperați pentru transplant, doar 20 se folosesc. De ce? Pentru că foarte mulți plămâni nu se califică dintr-un anumit mod pentru a fi transplantați. Da? De exemplu, aici este un pacient cu pleurezie, adică cu apă la plămâni, da? Și atunci nu știi, o să recupereze plămânul ăsta sau nu, sau ăsta, de exemplu, are o sângerare într-o porțiune și nu știi. O fi plămânul ăsta bun, nu o fi plămânul bun, stai și ciugulești la idei. Și nu știi. Și atunci, ăsta ar fi un plămân excepțional, alb, fără pete, absolut normal, dar, din păcate, numărul astfel de plămâni este foarte, foarte mic. Și de aia, întrebarea este ce să faci cu plămânii ăștia. Mulți refuză astfel de organe. Există, la momentul actual, totuși o tendință de a insera astfel de organe în aparate, se numesc ex vivo, da? Aparate care perfuzează și ventilează plămânul în afara corpului. Astfel de aparate sunt mai multe, dar aparatul pe care îl folosim nou, unicul care este transportabil, este aparatul Transmedix. Da? Toate astea sunt aparate staționare, trebuie să pleci după organ, să te întorci cu organul, să-l pui în aparat și să aștepți să vezi dacă recuperează. Ceea ce înseamnă pleci după organ, sunt 3 ore, perfuzezi plămânul rece, îl pui pe gheață, te întorci înapoi, sunt 3 ore de ischemie, 4, și după aia îl pui în aparat și stai și aștepți. Pe când cu aparatul ăsta pleci după organ, al doilea e exact același, numai cu unul. De exemplu, ăsta e un plămân de porc și ăsta e un plămân uman. Dar vedeți, el se conectează prin tubul ăsta, se ventilează. Ăsta e un plămân de porc experimental, dar pe care îl folosim noi în experimente. Și ăsta e, pe aici se perfuzează și sângele prin venele pulmonare, care v-am spus eu, în plămân se oxigenează și prin vene iese înapoi, se duce într-un rezervoar, și cu o pompă specială se bagă înapoi în plămân. Da?
și astfel poți vedea dacă plămânul dat funcționează bine. La un moment actual, la un moment dat, se preia anumite sau se evaluează anumiți parametri a plămânului și plămânul dat poate fi transplantat. Asta deja este un caz real. Echipa noastră care pleacă după un organ de genul ăsta, pleacă cu avionul, da? Și, cum v-am spus, transplantul este o procedură care se face noaptea, da? Și în loc să stai, să te uiți la cerul de dimineață, că asta e la 4 dimineața, doctorul transplantolog, după recoltare, pui aparatul cu plămânul în portbagaj, da? Plămânul în aparatul ăsta se ventilează și se perfuzează, dar doctorul, în loc să stea să uite la cer, își are cu totul altă obligație. Există un monitor wireless care arată toți parametrii a plămânului. Da? Și dacă mergi în mașină, practic stai și te uiți la aparatul ăsta și vezi dacă performanța la aparat e ok. Când ajungi în spital, da? Echipa de transplant, plămânul se perfuzează și se ventilează în condiții fiziologice, adică la temperatură normală. Deja asta e punctul forte a aparatului, da? Că timpul de ischemie pe loc e foarte scurt până când pui plămânul în aparat și după aia plămânul ăsta se răcește înainte de a-l scoate din aparat, da? Se răcește din nou la temperatura de 10 grade minimum ca să fie prezervat în timpul implantației. Și aici vedeți deja că pacientul după 30 de grade, încet cu încetul, se începe a răci organul până când ajunge aici cifra la 10. Și când a ajuns la 10, scoți plămânul rece, prepari și începi procedura de transplant deja acoasă, deoarece echipa de obicei la momentul răcirii, deja are plămânul practic mobilizat, scos și aștepți numai să răcească, îl scoți și îl transplantezi mai departe. Bine, toată povestea cu transplantul este un business extrem de anevoios și există perioade în care, de exemplu, asta e lista pacienților noștri în terapie intensivă din spital și câteodată avem faze în care practic marea majoritate a pacienților sunt pacienți transplantați. Cei, din punct de vedere, să zic așa, efortului uman și efortului medical, deja e ceva foarte, foarte anevoios. Cu toate astea, dacă să o luăm acum, să facem o paranteză, o generalizare, transplantul la noi în clinică este o procedură care durează în jur de 5 ore, da? Toate împreună, stai în terapie intensivă în jur de 2 zile, în timpul spitalizării în jur de 23 de zile, mediu, dar să știți că pacienții ăștia, după practic o săptămână, se plimbă pe secție. Da? Dar din cauza că în primele 3 săptămâni de viață, după transplant, riscul unui rejet acut e cel mai înalt, practic noi îi menținem în spital 3 săptămâni ca să nu scăpăm perioada asta. Și dacă nu fac rejet în perioada asta, îi externăm în clinica de reabilitare. Și, cum v-am spus, mortalitatea, adică pacienții, din păcate avem și un număr de pacienți care nu supraviețuiesc procedura per se, adică nu mor în timpul operației, dintre ăștia nu există, dar în perioada post-transplant, din cauza comorbidităților pe care le au, din păcate nu supraviețuiesc, adică nu mai ajung acasă. Bun, cu toate astea, aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, stau la dispoziția voastră. Da, produc în alte organe, dar nu în plămân. Nu în plămân, punctul 1. Punct 2, plămânul transplantat, da, nu mai are sistemul bronșic modificat și atât de vulnerabil la infecții
ca plămânul lui incipient. Da? El are mucoasă normală, da? Bronșele sunt deschise și mucusul care se produce de organul transplantat. Și atunci, practic, ei se infectează cu germeni multe rezistenți din cauza că tu transplantezi plămâni, dar nu sanezi, de exemplu, traheea și cavitățile nazale, unde infecția oricum se menține, dar sistemul bronșic nu mai este atât de vulnerabil și receptiv la toată infecția asta din cauza că se elimină permanent mucusul din organism. Da? Și supraviețuirea lor este mult mai mare decât media, din cauza că sunt pacienți tineri, fără comorbidități și au per se așteptarea, adică life probability. Da, life expectancy o au mult mai mare decât un pacient, de exemplu, de 60 de ani, cu deja ceva comorbidități într-un sistem sau altul și rezistența la diferite medicamente mult mai schimbată decât un pacient tânăr. Actually not. Okay, if you just to give you something to judge, if you are a normal human being and you are 60, how long the lung will last for you? Well, 20 years, no? It depends on the cause of death. It depends how long you will live, no? If you're gonna live another 30 years, the lung will last another 30 years. But the patients after lung transplantation, the expectancy of the life is not dependent on the lung itself, but mostly on complication that they are living after the transplantation because of immunosuppression and all other stuff. So, just to think, if the life expectancy is about 40%, 10 years, and you have a lung of 60 years old patient, it's enough to last in one transplanted patient for forever. So there is another judging when you should decide about a patient, about a donor that is old. Of course, you should think if it's just old, or if he smoked, if he has something with the lung, if the cause of the death is lung dependent, or if the intubation, for example, ventilation of the patient was too long and could damage the lung during this preserving of the donor. So, of course, this is something about experience. And another point is that you should match this kind of organs to your donor. If you have a very good organ, you can transplant a very bad patient because then you have the reserve of the very good donor. If you have an organ, a marginal organ, for example one of 65 or 70 years, you can transplant it in one patient of 60 years but with a special pathology, and where you know that the patient will be able to survive the operation. So that is taken care of during the matching process. Yes. As far as I'm yes. Oficial 6-8 ore, neoficial 10-12, cu aparatul ăsta 24. Adică dacă îl ții la rece, adică la 5 grade, că tu practic iai plămânul, îl pui într-o soluție de prezervare, prima pungă legi. Da? Iai punga aia, o pui pe gheață, împli cu un pic de soluție, obișnuită apă, da? A doua pungă legi. Și el practic stă într-o pungă cu gheață. Da?
Și așa se menține sub 5 grade, practic. Așa plămânul pot să-l conservez pentru 8 ore, 10 ore, cel mai bine. Dar dacă tu îl pui, tu îl răcești, da, în timpul prelevării, îl pui într-un aparat și îl perfuzez la 36 de grade, cum ar fi într-un pacient normal, îl ventilez cu parametrii foarte restrictivi, adică numai să intre și să iasă aerul, fără să îl balonez foarte tare. Atunci există, noi facem, experiențele noastre din laborator arată că după 24 de ore poți să transplantezi pe oameni. Da. Fiecare donator se investigează pentru sânge, da? Grupa de sânge. În sânge există anticorpi, da? Care n-au voie să corespundă cu careva antigene pe care le are donatorul, altfel se induce o reacție imună care practic anihilează funcția plămânului, și mărimea pacientului, adică volumul pacientului. Dacă ai un pacient, spre spunem, grupa de sânge 0, ai voie să transplantezi numai organ grupă 0. Dacă ai grupa de sânge A, ai voie să transplantezi 0 și A. Dacă ai grupa B, 0 și B. Dacă ai grupa AB, atunci poți transplantezi și 0 și A și B. Asta e un criteriu. Al doilea criteriu este mărimea. Pentru un pacient cu 1,80 m, transplantez un plămân între 1,75 m și 1,85 m. Gata?